astăzi, chiar astăzi. Bine, la începutul acestui an am aflat o veste care mi-a schimbat viața radical. Mai ții minte jocul FNAF? Ei bine, dorința noastră ca jocul să fie real s-a îndeplinit. În acest an s-a construit localul din FNAF 1 și au început filmările. Ochii mei sunt aici, nu aici, îl văd și eu. Mai bine? Mulțumit? Salutare, frații mei, numele meu este BigWolf și bine v-am găsit la un episod pe acest canal mirobolant. Cu toții știm că Scott, după ce a ieșit la pensie, ne-a promis oarecum un film despre jocul FNAF, despre care nu am auzit nimeni nimic, absolut nimica. Până la începutul acestui an, când au apărut anumite postări pe internet cu începerea filmării filmului FNAF. Bineînțeles că s-a făcut un hype mare pe internet că va începe filmul, chiar va exista un film FNAF. Dar, ia ghici, nu s-a auzit nimica, din nou, nici o postare, nici un filmuleț, nici un anunț, nimic. Totul a fost tăcut, până acum. Când au început să apară din ce în ce mai multe poze și filmulețe cu filmul în sine. Bineînțeles, din afara cadrului. Și vreau doar ca să înțelegi, chiar o să avem un film despre FNAF. Eugene încă aștept videoclip pe tema asta, care probabil și sper să fie mai bun ca și filmul Slenderman. Nu l-am văzut nici eu, dar am auzit că este groaznic. Nu știu, mie trailerul cel puțin mi se pare fain. Aici aveți o poză cu localul când este pe jumate construit. Adică poți să vezi în stânga și în dreapta că nici măcar nu e construit sau pavat sau, mă rog, etc. Poți să vezi inclusiv pătratele alea alb-negru din localul lui Fazbear, pizzeria. Dar bineînțeles, nu este chiar un local real. Adică dacă te uiți puțin în spatele lui, o să vezi că e făcut numai așa de fațadă. Într-adevăr, are un fel de spațiu în interior cât să bagi, nu știu, un animatronic sau să faci o scenă de intrare, de ieșire, ceva de genul ăsta. Are un spațiu în interior, dar nu suficient de mare cât să fie un local. Și apoi urmează o poză catastrofală. Localul cu fațada construită complet. Adică uite, știu ce clasic, ce bine arată, omule. Bine, calitatea fotografiei nu-i cine știe ce, dar uite-te cum arată, frate. Ai inclusiv, îl vezi acolo pe Freddy cu face cu mâna la copii și chestii genul ăla, deci genial. Ce m-a surprins foarte mult la poza aceasta este că arată foarte bine, foarte clasic. Adică au reușit să formeze localul exact cum era în joc. Mă rog, aproape. Cred că ai observat și tu că Freddy poartă mânuși, nu? Avem aici două poze, poți să vezi inclusiv macaraua de filmat sau, mă rog, ce-o fi chestia aia. Bineînțeles, dacă tu ești mai atent, poți să vezi că pe local sunt anumite liane, să spunem așa, rădăcini, cum vrei tu să-i spui. După părerea mea, când poza a fost făcută, deja se filma partea filmului când localul este abandonat. De ce spun chestia asta? Deoarece în această poză presupun că se filmează partea în care localul ia foc. Deoarece poți să-l vezi acolo frumos, în mașină, presupun că este Michael, în timp ce localul ia foc. De ce spun că ia foc? Pentru că este acel efect, acea, nu știu, lumină puternică, portocalie, roșiată, care seamănă foarte mult cu o flacără. Plus că dacă te uiți în dreapta poți să vezi lianele alea care atârnă pe local. Bine, acum până nu vedem cel puțin trailerul putem să speculăm orice. Următoarea poză este aceasta, care presupun a fost făcută înainte de arderea localului. Adică, serios, uite-te cât de abandonat și urât arată locul. Bun, dar o chestie interesantă, poți să vezi acolo o mașină de poliție. Ceea ce înseamnă că poliția deja a venit, a investigat locul și l-a închis. Nu știm exact cine e acea persoană de mijloc, poate să fie un caracter principal sau unul așa secundar, nu știm exact. Dar cel mai sigur, băiatul din stânga ar fi un reporter care filmează treaba asta, care se adună acolo pentru film că, vai mie, fai, s-a produs aici o crimă. Și aici aveți o filmare cu, nu știu exact cine ar trebui să fie, dar presupun că este Michael Afton. Am auzit și pe fundal un copil care strigă tati. Ce putem deduce din chestia asta este că Michael îl bate pe tatăl copilului. De ce? Păi, nu știu, probleme mentale. Dar a apărut o poză pe internet cu nimeni altul decât Golden Freddy. Știm că o să apară la un moment dat în film, dar nu știm cum și în ce fel. Gândiți-vă acum la toată povestea din FNAF. No, acum gândește-te că aproape tot ce ai văzut acolo, cel puțin 80%, va trebui să fie pus în film. Golden Freddy, Golden Bunny, nu știu, pizzeria din FNAF 2, poate pizzeria din FNAF 3, Spring Trap, nu se știe. Nu se știe niciodată cine va apărea. Vă spun foarte sincer că abia aștept trailerul să văd cum e. Avem încă două poze din interior. O poză cu logo-ul Freddy Fazbear Pizzeria. Și o poză cu ce ar trebui să fie meniul restaurantului. Apropo, uite așa arată semnul pe timp de noapte. Stai liniștit, m-am uitat și eu peste acele tipuri de mâncare și de gusturi. N-am găsit nicio referință la animatronici cum ar fi Freddy, Chica, Bunny, Foxy, etc. Având în vedere câtă lume știe despre FNAF, ar trebui să fie cel puțin milioane de oameni care să se uite la film.
Dar hei, așa au fost și despre Slenderman și am auzit că este nașpa. Bă, o să mă uit astăzi să văd cum e, că stare curios să văd cum e filmul ăla. Chiar e așa de rău cum spun unii. Andrei, taci. Fraților, cam atât a fost. Dacă mai apare ceva pe internet legat de film, o să mai fac videoclipuri ca să aflați și voi. Până data viitoare, am fost Digul și noi ne revedem într-un episod.